văzucul plin de roșu soare și sălcile în albă floare. E pace în cer și pe pământ, răsuflul cald al primăverii, adus a zilele învieri. Și cât de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale. Își zic, Hristos a înviat! Adevărată via! Iar la sărbătoarea Paștelor, dregătorul avea obiceiul să elibereze pentru popor un vinovat pe care îl voiau ei. Și aveau atunci un vinovat vestit, care se numea Baraba. Deci, adunați fiind ei, le-a zis Pilat: pe care voi să vă eliberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se cheamă Hristos? Că știau că de răutate l-a dat lui și pe când ședea pe lat, pe scaun de judecată, femeia lui a trimis la el acest cuvânt. Auzi, nimic să ne faci dreptul acestuia, pentru că mult am suferit astăzi în vis pentru dânsul. Căpetenile preoților și bătrânii îndemnau însă mulțimea ca să-i ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă. Dar dregătorul, răspunzând, i-a întrebat: pe care din amândoi voi să-l eliberez? Iar ei au răspuns: e Baraba. Atunci Pilat le-a zis: dar ce voi face lui Iisus, care se cheamă Hristos? Ei însă au răspuns cu toții: să se răstignească. Dregătorul i-a întrebat iarăși: dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau: să se răstignească. Deci, văzând Pilat că nimic nu folosește și mai multă grăceavă se face, a luat apă, s-a spălat pe mâini înaintea poporului și a zis: nevinovat sunt de sângele acestui, dreptului acestuia, voi veți da seama! Și răspunzând tot poporul, a zis: sângele său asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci l-au eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, bătându-l, l-au dat să fie răstignit. În profita răului de un om, iată cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat ca să moară pentru ea. A venit dintre noi, oamenii muritori, să se rășluit într-o iesle sărăcăcioasă, unde omul cel creat de Dumnezeu nu l-a recunoscut ca Dumnezeu, ci l-a trimis să se nască într-un graj de vite, arătând cât de mult ne iubește. Pe parcursul vieții a fost exemplu nouă muritorilor, arătând-ne cum ar fi corect și bine de a trăi în viața aceasta pământească. În așa fel o putem moșteni pe cea veșnică, alături de Tatăl Său și al nostru care este în ceruri. A suferit pentru noi bâte, lovituri, scuipări în obraz, iar ca răsplată, firea omului cea stricată prin păcat i-a pregătit o coroană a lacrimilor, împletită cu spini, înfiptă în capul său. Pe bolnavi a vindecat, pe păcătoși i-a iertat, pe cei morți a înviat,
însă omul, ca mulțumire, sus pe cruce l-a ridicat. Da, este adevărat că nu s-a mulțumit doar cu atât, cu suferința, cu durerea și cu răstignirea. El a făcut totul ca noi să-L iubim. Poate cumva ne va mișca în suflet și ne va fi milă. Prin suspinurile și suferința sa, a scris pe inima sa, cu sângele cel curs, pe crucea din coasta sa, pentru păcatele noastre, cuvântul iubire. Iar ca să nu se mai poată pune satana gheara pe sufletele noastre, el mereu vine și ne imploră să-l primim în gura noastră, în trupul nostru, în sufletul nostru, pentru a se face una cu noi și noi de a avea posibilitatea de a ne face una cu el.
iubită azi în cerul sus. Marea înviere a lui Iisus, să-i cânte mulțimea celor durerați, căci prin Hristos toți stăm noi toți mângâiați. Cântați cu toții adevărat, credință tare în el având, el ne învie pe toți în curând. Cântați cu toții adevărat, Hristos din morți a înviat. Cântați cu toții adevărat, Hristos din morți a înviat. Un clopotanic la mezul nopții bate și Iisus coboară. Deschideți inimile cele rănite, răsună imnul învierii sfânt. Cântați cu toții adevărat, Hristos din morți a înviat. Cântați cu toții adevărat, Hristos din morți a înviat. Veniți creștini, luați lumină, cu sufletul smerit. Veniți flămânți, gustați din cină, e luta Fiului de împărat. Cântați cu toții adevărat, Hristos din morți a înviat. Cântați cu toții adevărat, Hristos din morți a înviat. Hristos a înviat, mările, în veșnic Dumnezeu. Cânte azi întreaga fire, Iisuse și ta din mormânt. Cântați cu toții adevărat, Hristos din morți a înviat. Cântați cu toții adevărat, Hristos din morți a înviat. Cântați cu toții adevărat, Hristos din morți. Învierea lui Hristos, mergem toți cu mic cu mare, să sfințim ce-am pus în coș. O păscuță decorată, brânză, șuncă și colaci, și cu ouă înconviate, mesele vor fi bogate. Primăvară dulce, ai venit frumos. Să cântăm cu toții, să cântăm cu toții la via Hristos. Să cântăm cu toții, să cântăm cu toții la via Hristos. El ne aduce nouă harul cel de sus. Să cântăm cu toții, să cântăm cu toții la via Hristos. Primăvară.
îmbracă cu cei au cei mai frumos și părinții lor le cântă învierea lui Hristos. Și la masă ciocnesc astăzi toți copiii cei cuminți, ouă roșii și pestrițe cu iubiții lor părinți. Noi de pașcăriți cântăm, pe creștinii bucurăm, Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Foarte interesant, dar mai avem colective care țin să evolueze în această scenă. Mulțumim frumos! Mulțumim.